Într-un ținut îndepărtat și plin de mister, într-o pădure deseori descrisă de localnici ca fiind bătrână și Wi-Fi free trăia un tânăr voinic pe nume Pruslea Zgârciobila. Acesta nu era voinic doar cu brațele, ci și cu mintea, fiind cel mai priceput hacker din tot satul. Pruslea avea un vis măreț, să găsească legendara comoară cu like-uri, despre care se spune că aduce nemurirea digitală. Într-o bună zi, Prusla și-a luat telefonul cu bateria de 100 și a pornit la drum spre pădure. Pe drum întâlni un moșneag misterios care ținea în mână un manual de Photoshop pentru începători. Tinere Prusla, unde te îndrepți așa hotărât?" întrebă moșneagul. Mă duc să găsesc comoara cu like-uri," răspunse Prusla, fără să-și dezlipească ochii de la GPS. Moșneagul rânji șiret și întinse o pereche de ochelari VR. Ia acești ochelari," îți vor fi de folos. Dar să nu te uiți prin ei decât în cazuri de mare nevoie, căci te pot face să pierzi vremea pe TikTok. Prâslea îi mulțumi și porni mai departe. După multe ore de mers, ajunse la marginea pădurii și descoperi o cabană părăsită, care avea un semn mare pe ușă. Nu deranjați, actualizăm Windows-ul. Cu inima cât un pixel, intră și găsi acolo un șoricel pe nume Ratonel Scrollenel, care rotea de zor o rotiță de mouse. Salut, voinicule! ai nevoie de ajutor să navighezi prin pădurea aceasta? Îl întrebă Ratonel. Prâslea acceptă ajutorul șoricelului și împreună porniră spre adâncurile pădurii. După multe peripeții, în care se luptară cu liane care blocau semnalul și cu vrăjitoare care încercau să le vândă antivirus falsi, ajunsă în fața unui castel înfricoșător. Castelul era păzit de trei temuți roboți de securitate. Firewallon, antiviron și parolalon. Pentru a intra, Trebuie să trecem de acești roboți, șopti ratonel. Nici o problemă, spuse Prâslea, scoțând o mică tastatură din buzunar. Am un cod special care poate dezactiva orice protecție. După câteva minute de tastat, porțile castelului se deschiseră și cei doi intrară. În interiorul castelului găsiră o sală mare, plină de trofee și cupe de la competiții de e-sports. În mijlocul sălii trona un tron din monitoare pe care stătea împăratul Pixel Grăsuț. Bine ai venit în castelul meu, Prâslea. Am auzit de tine și de iscusința ta, spuse împăratul. Am venit să iau comoara cu like-uri, răspunse Prâslea, fără să-și dezlipească ochii de la monitorul împăratului. Pixel grăsuț râse zgomotos. Dacă vrei comoara, va trebui să treci trei probe. Prima probă este să ghicești parola mea de Wi-Fi. Îți dau un indiciu, este numele câinelui meu, plus anul în care am câștigat primul turneu de Fortnite. Prâslea a încuvință și început să calculeze rapid. După câteva minute spuse, Scooby 2018. Parola era corectă, iar împăratul pixel grăsuț oftă. Bine, ai trecut prima probă. A doua probă este să-mi învingi aiul la un joc de șah. Prâslea acceptă și se așează în fața unui computer. După un joc tensionat și mutări strategice, Prâslea a reușit să câștige. Împăratul pixel grăsuț începu să transpire. Ultima probă este cea mai grea trebuie să-mi răspunzi la întrebarea finală. Care este cel mai viral video de pe YouTube? Prâslea se concentră, dar nu știa răspunsul. Atunci și-a de ochelarii VR primiți de la Moșneag. Îi puse pe nas și, ca prin magie, apărut într-un spațiu virtual unde toate clipurile virale erau organizate. În mijlocul lor trona clipul Baby Shark. Scoțând ochelarii, Prâslea spuse răspunsul. Împăratul Pixel Grăsuț, învins, îi înmână comoara cu like-uri. Prâslea, a mulțumit, luă comoara și porni înapoi spre sat, însoțit de ratonel Scrollanel. Odată ajuns acasă, Pruslea își împărți like-urile cu toți sătenii și toată lumea trăi fericită până la următorul update de software. Și, dragii mei, dacă v-a plăcut povestea, dați un like, share și subscribe, altfel un robot malefic de spam vă va umple inbox-ul cu e-mail-uri nedorite pentru totdeauna.